Vă invit să ne ridicăm să citim Cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta, la Cartea Efeseni, capitolul 2, versetul 8 și versetul 9. Căci prin har ați fost mântuiți prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Amin. Slăviți să fie Domnul! Pământul pe care noi locuim nu deține lucruri sfinte. Adică pământul acesta, care e mizerabil și plin de gunoaie, nu poate produce lucruri sfinte. Oamenii aleargă într-o parte și în alta, crezând că dau de lucruri sfinte, dar lucrurile sfinte trebuie să vină dintr-o împărăție sfântă, perfectă, unde nu există cimitire, că nu se moare, unde nu există poliție, că nu fraudează nimeni, unde nu există tribunale, că nu se judecă acolo, unde nu moare nimeni, nu fură nimeni, nu există dezbinări. Această împărăție este perfectă și se numește Împărăția lui Dumnezeu. Din Împărăția lui Dumnezeu, El, milostivul Tată, ne-a dăruit lucruri sfinte. Unul dintre lucrurile sfinte le țin eu în mână seara aceasta, se numește Sfânta Scriptură. Un alt lucru sfânt dăruit de Dumnezeu se numește Sfântul Duh. Mai vreau să vă spun ceva în seara aceasta. Când Sfânta Scriptură se unește cu Sfântul Duh, are loc o explozie de viață. Se naște ceva, se naște viață. Noi nu avem în seara aceasta nevoie să mâncăm dintr-un pom al cunoștinței binelui și răului și apoi să murim. Vrem să mâncăm dintr-un pom al vieții și să trăim. De aceea avem nevoie de o explozie. Dumneavoastră aveți nevoie de viață. Eu nu cred că mai avem nevoie de o predică în plus, de informație. Mintea umană este atât de ocupată, de atâtea predici, încât trebuie să spui ceva uluitor, uimitor. La școală ne învață că titlul trebuie să atragă privirile și să fie ceva fabulos, adică să vorbești de submarinul lui Iona, de exemplu, ca oamenii să mai caște gura și să fie atenți. Pentru că deja sunt obișnuiți cu atâtea predici. Eu cred că noi avem nevoie de viață. Și Dumnezeu să facă ca Sfântul Cuvânt să se unească cu Sfântul Duh și să aibă loc o explozie de viață în seara aceasta. Amin. Vreau să vă spun că Evanghelia lui Dumnezeu întotdeauna are două părți. Sau dacă vreți, este o persoană care merge pe două picioare. Noi greu putem să fim echilibrați. De obicei mergem în extrem. Dar Evanghelia întotdeauna este ca o persoană pe două picioare. Cine vrea să meargă pe calea lui Dumnezeu, prima dată trebuie să pășească pe un picior care se numesc promisiunile lui Dumnezeu. Iar celălalt picior se numesc poruncile lui Dumnezeu. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră, cât puteți merge într-un picior? Dar știți că unii vor să meargă și mult. Dar cât credeți dumneavoastră că reușim noi să mergem într-un picior? N-avem cum, trebuie un echilibru. Atunci când vii la credință, când vii la pocăință, atunci când mergi pe calea lui Dumnezeu, primul picior pe care pășesc nu sunt poruncile. Pentru că oricum noi suntem prea încetți ca să ținem regulamentele și poruncile lui Dumnezeu și restricțiile. Noi avem nevoie de promisiunile lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu niciodată nu cere prima dată. Dumnezeu dă, slăvit să fie El. El ne face cadouri, ne dă darul. Păi închipuiți-vă dumneavoastră că eu merg pe șosea și am o restricție așa, un cerc și în mijloc e 50. Știți ce înseamnă asta? Restricție de 50 la oră. Vreau să vă spun ce înseamnă asta pentru mine când eu merg pe jos. Ce nevoie am eu de porunca asta de restricție? Că eu oricum sunt încet, merg cu 5 la oră. Numai să văd că-s cât de nepucincios, cât de incapabil, cât de ineficient. Asta mi arată mie restricția, că eu cum nu o pot să o țin. Deci eu n-am nevoie de o restricție. Prima dată am nevoie de o mașină. Și dacă tatăl meu este bogat și îmi dă o mașină care merge cu 200 la oră, atunci restricția aia mă ajută să păzesc ce mi-a dat tata. Deci poruncile sunt făcute și restricțiile ca să poți să păzești și să menții bogăția care ai primit-o. Dar dacă sunt pe un câmp, ce nevoie am de legi de Constituție? Eu am nevoie de legi doar când am ajuns într-o țară promisă. Vreau să vă întreb, când a dat Dumnezeu porunci? Cele 10 porunci, când le-a dat? Pe muntele Sinai, dar vreau să vă întreb, de ce nu le-a dat poruncile înainte de a ieși din Egipt? Pentru că nu poți să ieși din Egipt cu porunci. N-ai nicio șansă. N-ai nevoie de porunci să ieși din Egipt. Ai nevoie de mâna lui Dumnezeu, de miracolul lui Dumnezeu, de minunea lui Dumnezeu, de intervenția lui Dumnezeu, slăvit să fie El. Păi dacă ești pe un pat ars și îmi spune doctorul niște restricții și porunci, ce să fac cu el? Prima dată am nevoie de o minune, să fiu vindecat, slăvit să fie El.
Și apoi poți să îmi pui niște restricții. Și poruncile și restricțiile sunt să-ți păstrezi familia care ți-a dat-o Dumnezeu, să-ți păstrezi credința care ți-a dat-o Dumnezeu. Dar mai întâi Dumnezeu dă daruri din cer. Slăvit să fie El. De ce noi trebuie să primim bogățiile? Pentru că creștinismul însemnează cineva care a găsit o comoară. Închipuiți-vă când dumneavoastră plecați acasă în seara asta și când ieșiți afară, dați cu piciorul într-o groapă și când vă uitați, 1.000.000 de euro acolo. Cum v-ați simți? Ați mai arătat cum arătați acum? Eu cred că a stat toți în picioare. Nu mai trebuie să vă spună cineva, tot ce are suflare să laude pe Domnul, că o să fiți cu mâinile pe sus. De ce? Pentru că ai fost îmbogățit, e normal. Creștinismul este o religie a bucuriei, pentru că ea începe cu cineva care a găsit o comoară și e fericit că a găsit comoara asta. Nu-i cu restricții și porunci. Eu n-am nevoie Dumnezeu să-mi dea mie porunci și restricții. Eu am nevoie să-i le dea lui Faraon să-i poruncească să mă lase să plec. De aceea primul lucru de care are nevoie omul când intră în creștinism pe calea lui Dumnezeu este de mâna atotputernică a lui Dumnezeu, slăvit să fie El. Are nevoie de sânge la ușor ca să-l scape de judecată. Și are nevoie de un nor care să-l călăuzească și ăsta e Duhul lui Dumnezeu, slăvit să fie El. Toate astea vin de sus, intervenția, minunea, mâna supranaturală, sângele Domnului Iisus, Duhul lui Dumnezeu, toate sunt niște daruri, zice că și prin har ați fost mântuiți prin credință. Și aceasta nu vine de la, ci este darul lui Dumnezeu, slăvit să fie El. Noi ne simțim bine când primim darul. Păi gândiți-vă la oricare vă pot da cu porunci. Uite, să-l iau pe fratele păstor, îți dau o poruncă. Uite, mâine vis-a-vis, îți dau o poruncă să faci un hotel de 5 stele în care să fie o școală biblică, să fie cantină, să fie azil de bătrâni. Poate? N-are cum. O să spună, nu pot. Dar dacă îi spun, uite, frate păstor, am venit acum cu 10 miliarde de euro și să le dau. Te rog, mâine să construiești un hotel vis-a-vis. Poate? Deci o singură nuanță acolo care schimbă totul. Eu n-am nevoie prima dată de restricții și de porunci, eu am nevoie de daruri. Dacă Dumnezeu nu-mi face un dar, ce-i Duhul Sfânt? Păi dacă nu mi-l face, eu ce să fac cu restricții și cu porunci? Să mă îngrop mai jos? Vreau să vă spun că eu am fost fotbalist, asta a fost meseria care am practicat-o eu de-a lungul timpului, de-a lungul anilor. M-am chinuit vreo 6 ani să mă pocăiesc. Și mă trezeam în fiecare sâmbătă seara la discotecă. Când auzeam muzică populară, mi se ridica pe el așa. Și am tot încercat, m-am și postit, m-am și mâncat, m-am luat toate bisericile că n-am știut eu. Și am zis, trebuie să scap. Până într-o noapte la 23 de ani, când m-a bătut Dumnezeu pe umăr și a zis, mai poți? Și am zis, nu mai pot, Doamne. N-am zis, ce-ți fac eu un dar pe mâncă. Slăvit să fie. Știți când face Dumnezeu daruri? Când se termină toate resursele umane. Vreau să vă întreb, când a transformat Domnul Iisus apa în vin? De ce l-a transformat cum era un litru de vin? Pentru că până nu se termină tot ce ai făcut din om, vinul ăla era făcut de om. Și până nu se termină tot efortul uman, Dumnezeu se pare că nu intervine. Te lasă, te zbați, ajungi în groapă. Dar când ai ajuns și s-a terminat toată resursa umană, Dumnezeu vine și face o minune, slăvit să fie El. Știți că toată lumea mergea la praznic la biserică și Domnul Iisus mergea invers. Mergea la o scăldătoare unde o persoană spunea, n-am pe... Dar vreau să vă întreb, Domnul Iisus a mai trecut pe acolo, de ce nu l-a vindecat cu 3 luni mai devreme? Pentru că probabil mai avea pe cineva. Și a așteptat până nu mai are pe nimeni și când n-a mai avut pe nimeni, zice, mai e pe mine, slăvit să fie Domnul. Atunci îi place lui Dumnezeu să dea darul, când nu mai poți tu. Deci o cântare, când nu mai poți tu, poate El, slăvit să fie numele Lui. Nu să vă gândiți la Lazar, prieten cu Domnul Iisus. Surorile l-au slujit pe Domnul Iisus și îi fac și lui o cerere. Vino că prietenul tău este bolnav. Știți ce a făcut Domnul Iisus? Probabil că stătea la răscruci, veneau oameni din Betania și întreba, mai mișcă Lazar degetul? Da, nu mă duc. Mai vorbește, dar nu mă duc. Știți când s-a dus? Când era mort, pentru că atunci poate să facă înviere. Vreau să vă spun un lucru foarte important în seara aceasta. Cea mai mare minune care o face Dumnezeu nu e vindecare, ci este învierea. Nu-mi pasă că mor de cancer. Pentru că moartea nu mai este dușmanul meu, ci este prietenul meu. Și este un câștig pentru mine să ajung la Domnul. Pentru că nu voi scăpa de o minune care se numește înviere, slăvit să fie Domnul. Dacă mă vindecă Domnul, slavă Lui, dacă nu mă vindecă, mă învie. Și asta e minune mai mare, binecuvântat să fie. Îi place lui Dumnezeu să lucreze cu morții.
să facă învieri. Doamne, ai milă de noi. E, Dumnezeul nostru este un bogat care pleacă să te cucerească. Eu le spun la bătrânii mei într-o biserică unde slujesc că Dumnezeu are capacitatea să te facă pe tine, care la rândul tău ai o singură capacitate față de toate ființele, să rămâi uimit, adică cu gura căscată. Nu o să vedeți niciodată o pisică uitându-se la un răsărit de soare așa. Numai omul are capacitatea. Și Dumnezeu vrea să te încânte și dă un răsărit, dă un asfințit, dă o stradă zăpadă, dă o floare, dă un fulger, dă un tunet. Cumva să te lase cu gura căscată, să vezi că Dumnezeu e mare și poate să facă minuni, să vii să fie El. Și noi trebuie să rămânem uimiți, nu trebuie să fim tot provocați, trași de gule. Măi, lăudați-L pe Domnul acolo, pentru că ceva se întâmplă cu noi. Nu avem parte de darurile lui Dumnezeu. Pentru că în momentul când ești îmbogățit, te bucuri foarte mult. Doamne, ai milă de noi. Ei, asta e prima parte așa cu darurile, cu promisiunile, cu făgăduințele, cu bogățiile. A doilea picior, a doua parte, sunt restricțiile, poruncile. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră, unde ați văzut dumneavoastră sisteme de supraveghere video? Aveți acasă la vreo colibă în România? Dar de ce nu puneți pe câmp când vă duceți acasă dumneavoastră la țară sistem de supraveghere video? De ce nu puneți? Sistem de alarmă. Unde sunt astea? La bănci, la școli, la firme. De ce? Pentru că sistemul de supraveghere intervine în momentul când ai ceva. De ce vedeți dumneavoastră că Dumnezeu ne spune fiți treji? Pentru că diavolul dă târcoale și vrea? Adică fiți treji, puneți sisteme de alarmă că Dumnezeu v-a îmbogățit, v-a dat haruri, v-a dat daruri, v-a dat Duhul Sfânt, v-a dat moșteniri, slăvit să fie Domnul. Să fii fricos și să fii așa de trist când Dumnezeu a pus moștenirea pe tine. Vă închipuiți așa ceva să vină președintele Italiei și să spună frate Mihăiță, toată moștenirea ți-o pun pe tine și o să fiu trist, să vin așa la biserică. Nici vorba, când Dumnezeu a pus moștenirea pe tine, e, dar acum tu veghezi să o păstrezi și aici intervine restricția. Aici intervine porunca ca să poți păstra moștenirea. Dacă n-ai moștenire, n-ai ce să păstrezi. Acum eu să vă dau în final trei exemple din Vechiul Testament de oameni îmbogățiți de Dumnezeu extraordinar, dar care au pierdut tot pentru că n-au vrut porunci și restricții. Toate personajele încep cu S și mi le spuneți dumneavoastră. Care credeți dumneavoastră trei personaje cu S din Vechiul Testament care au fost îmbogățiți extraordinar de Dumnezeu și au pierdut? Samson, Saul și Solomon. Acum vreau să vă spun câte o lecție la fiecare personaj. Care e povestea lui Samson? Gândiți-vă că băiatul ăsta a fost îmbogățit de naștere, Duhul lui Dumnezeu de naștere. O putere colosală să ia o falcă de măgar și să omoare o armată de 1000 de filisteni. Ia porțile unei cetăți și le urcă pe munte. Se bate cu leul din viile din Timna și îl întoarce pe doar și l-aruncă la coșul de gunoi. Dar știți care era problema? Că povestea lui Samson e povestea doi lei, nu numai unul. Pe unul l-a biruit fizic, în viile lui Timna, l-a aruncat la coșul de gunoi, dar mai avea unul pe dinăuntru și ăla se numea pofta pentru femeile frumoase. Niciodată n-a biruit acest leu și l-a devorat, l-a lăsat fără ochi. Știți de ce? Pentru că el n-a vrut restricții, a vrut femei străine. Tatălui l-a învățat și a spus, mai ai grijă băiete, ia-mi-o că eu nu vreau restricții. Dar ai fost îmbogățit de Dumnezeu, dar nu vreau porunci, nu vreau restricții. Dar tocmai de-aia sunt poruncile să restricție, ca să te ajute să nu pierzi. Și asta e povestea lui Samson. S-ar putea să fie și povestea dumitale și povestea mea. Să fii un leu pe dinăuntru care să nu poți învinge. Vă vreau să vă întreb pe dumneavoastră, dar serios acum. Dacă atunci când ieșiți în seara asta afară, dați de un leu care vine spre dumneavoastră, dar fizic, de ăsta fioros, ce faceți? Ați face ce fac și eu? Eu aș lua la fugă dumneavoastră. Dar știți de ce scrie Pavel lui Timotei? Fugi de lei care există în tine. Fugi! Dar nouă ne place să facem reclamă. O poză, vă rog, că fac reclamă cu leu. Eu sunt puternic. Nu mai pot să fiu ca cu tare. Vă rog, eu. Nu mă cunoști pe mine. Eu postez. Nici nu știi de ce ești capabil să faci. Un om după 40 de zile de post a fost întrebat ce ți-a spus Dumnezeu? Și a spus, mi-a spus că sunt capabil să fac orice păcat. Ați înțeles? Noi suntem capabili de lucruri care nu ni le imaginăm în mintea noastră. Și nu trebuie să faci reclamă, ci trebuie să fugi.
Pentru că există un personaj în Vechiul Testament, un băiat drăguț numit Iosif, care într-o zi lucră la un patron cu o femeie tot drăguță. Nu era ca în filmele alea creștine în care nevasta lui Potifar e o zgripțuroaică de-aia urâtă. Nici vorba. Nevasta lui Potifar era un mis în țara ei pentru că ăsta își permitea. Și femeia asta pune mâna pe Iosif. Zice, culcă-te cu mine. Știi ce face Iosif? Când a văzut leu și-a pus adidaș în picioare, cum zicea cineva, și-a luat-o la fugă. Și-a fugit și-a lăsat și haina acolo. Dar un alt băiat drăguț, într-o zi, s-a urcat pe casa lui. S-a început să privească. A văzut-o pe Bathsheba, care era îmbrăcată, nu știu cum era îmbrăcată, dar mă gândesc că era sumar. S-a stat acolo pe casă, ăsta nu și-a mai luat adidaș, ăștia s-a luat bocancii, să fie mai greu. Și mai mă uit odată. Dar cine-i? Dar poate vine la consiliere, dar poate facem o cântare în duet. Ascultă-mă ce spun. Fugi! Fugi! Că noi să știți ce se întâmplă în lumea asta cu lucrurile astea. Și Bathsheba e peste tot. Trebuie să fugi. Ea este și la magazin, este și pe stradă, este și la școală, e peste tot. Baiul că e și la biserică. Aici să fugă ea, nu noi. Dar unde să mai mă duc? Dacă și aici fug de ea, unde să mai mă duc? De-aia trebuie restricții și porunci. Pentru că noi trebuie să păzim o moștenire, oameni buni. Nu-i nimeni nebun la cap și fanatic să spună la o femeie să îmbrace cu vincios sau la un bărbat să nu se uite acolo. Toată problema este că noi avem o moștenire și nu ne permitem să o pierdem. Pentru că dacă am pierdut darul lui Dumnezeu, am pierdut numele de biserică. Doamne, ai milă de noi! Știți de ce nu beau eu niciun pahar? Că slab. Cine-i tare să bea două. Știți de ce nu vreau să mă uit la televizor nici pe net? Că slab. Cine-i tare să uite. Dar am citit în Biblie că cine-i tare să aibă grijă să nu... Mai bine stau în biserică cu 20 de oameni care veghează cu sisteme de alarmă. Doamne, ai milă de noi. Zmeriți, zmeriți. Doamne, ești capabil de orice. Ai milă de mine. Decât cu 100 de ăștia de superiori. Eu, nu mai pot să fiu ca... Și peste 10 ani cu ochii scoși afară. Înțelegeți ce vă spun? Deci e foarte interesant. Foarte important să învățăm lecția lui Samson. E povestea 2 lei. Și unul te devorează pe dinăuntru și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să păzim restricțiile. Și poruncile lui Dumnezeu. M-a chemat cineva un om bogat de la mine din localitate, ce nu vii la nuntă la fiica mea, la nuntă mare. Și nu știu dacă dumneavoastră sunteți invitați la nunți în lume, dar eu m-am gândit așa și zic, băi, vin. Și el nu s-a așteptat, știa că nu vin. Știe că nu mă duc la nunți. Păi cum vin? Da, dar vin cu Biblia. Citesc o oră din Biblie, predic, deci am știut eu că nu vin. Da, mergeți așa la nunți, vă dăm voie. Mergeți cu Biblia sub soară, după ce gata ăștia cântările lor, începem noi. O să aibă grijă să n-ajungeți la nunta. Pentru că o să-i deranjați puternic. Eu nu zic să nu mergem, dar dacă nu-i teritoriul meu, nu mă duc să fac reclamă cu lei că eu sunt puternic. Mai bine fug. Pentru că fuga e sănătoasă. Doamne, ai milă de noi. Povestea lui Solomon. Povestea lui Solomon este povestea unei căderi treptate. Pentru că diavolul e șirept. El nu e inteligent. Nu e înțelept, dar e șirept. E șmecher. Și el nu te face să cazi din prima, pentru că dacă dumneata le pici de la 3 metri înălțime, ai toate șansele să scapi. Vine ambulanța, vine nevasta, țipă, copiii, vecinii, te duc la spital. Așa e și la biserică. Dacă unul cade acum dintr-o dată, un frate și asta, toată lumea la poza rugăciune, îl băgăm pe diavol în ambulanță și face teroare. Nu vrea așa ceva. Zice, stai un pic, cât ai temperatură? 40 de grade pentru Dumnezeu, un flăcăr. Zice, stai un pic că luăm numai o liniuță. 39,9. Simți ceva? Ce se simți? Vreau să vă spun că Solomon a fost îmbogățit ca nimeni altul. O înțelepciune de nedescris. Niciunul dintre dumneavoastră nu v-a spomenit cu Dumnezeu în vis să vă întrebe ce vreți să vă dau. E omul ăsta a avut parte să vină Dumnezeu la el, să aibă visuri cu Dumnezeu, să fie cel mai înțelept om de pe planeta Pământ, dar n-a vrut restricții. N-a vrut porunci pentru că Dumnezeu a spus să n-ai multe neveste. Cât o avut? Nu vreau nici el restricții și porunci. Și totul a început așa finuț, cu amărăciunile împlinite care le avea tatăl său pe anumiți oameni. Așa începe.
Tatălui nu l-a învățat David pe Solomon, vezi să nu te căsătorești cu fiica lui Faraon. Vezi, vezi că am niște bărbați care nu am reușit să-i rezolv în viață, rezolvă-i tu. Atunci era permis în Vechiul Testament, dar știți cum începe căderea? Cu o amărăciune. Vreau să vă întreb dumneavoastră, știți ce înseamnă să fii amar? Amar. Dumneavoastră sunteți dulci sau amari? Ei, cu asta începe picanul. O amărăciune, o neiertare. Și le-a numai o linie săptămâna asta, o linie săptămâna viitoare, te-ai mai uitat la nu știu ce, după aia ai fost lacă, mai fost gârcit, ai bărfit, ai vorbit de rău și te trezești după 15 ani ca la frigider. Vii la biserică, nu simți nimic. Bă, dar ce-am fost eu odată, eram în flăcă, ce s-a întâmplat cu mine? Păi ești căzut de când, dar nu ți-ai dat seama. Pentru că povestea lui Solomon s-ar putea să fie povestea ta, o cădere treptată în 15 ani, în 20 de ani, când ajungi ca la frigider. Mă duc acasă în localitate, zice vecinul meu, voiam să mă duc la biserică, zice, să vii să-ți arăt că m-am cumpărat un frigider. Zic, n-am nevoie că mă duc la biserică și o să întâlnesc unul acum. Dom'le, nu mai știi cum să-i faci, să cânte, să schițeze ceva, să plângă, să râdă. Toată lumea. La frigider, toți înghețați, congelați. Și nici nu dăm seama când, că am avut servicii frumoase, am avut evangheliști, am avut cântăreți, au venit. Cum? De unde am ajuns aici? Pentru că diavolul e șmecher. Ai început să cazi treptat. Și una dintre metodele diavolului care te face să cazi în picaj foarte repede este bani. Eu am citit un verset în Biblie care l-am știut pe de rost, dar nu l-am înțeles. Și zice așa, cât de anevoie sau cât de greu va intra un, spuneți dumneavoastră, unde? Vreau să vă întreb, dumneavoastră, vreți să fiți bogați. Dar știți că e mai greu să intri în împărăție bogat. Și tare interesant, de ce vreau să vă îmbogățesc când știu că e mai greu? Cu cât mă îmbogățesc mai mult, cu atât e mai greu. N-ați citit despre stăpânul ăla care a făcut o cină și a trimis invitație la primul. Să vii la masă. Ce-o zis ăla? Nu pot. De ce nu putea? Zice, am un ogor. Dacă nu l-avea, zicea la masă. A pierdut cina stăpânului și împărăția pentru un ogor. Cu cât ai un ogor în plus, cu atât e mai greu. Să nu vă imaginați și să zâmbiți că vă duceți să vă cumpărați un teren în România, că e mai ușor. O să fie mai greu. Mai greu în împărăție. Mai o debara, mai greu. Mai o mașină, mai greu. S-a dus la a doilea invitație, a zis, tocmai am cumpărat, acum nu mai cu boi, mai cu cai puteri. Depinde câți cai vrei la mașină, știi? Te stocă niște boi de-aia grași. Cu cât ai, poate, cel puțin la al treilea trebuie înțeles. Asta o zis, zice, m-am însurat, am o nevastă, nu pot. E mai greu și cu nevastă. Deci, oamenii, cu cât te îmbogățești, cu atâta este mai greu. Există o rugăciune în Vechiul Testament, în Cartea Proverbe, care eu n-am auzit-o niciodată în biserică, poate la dumneavoastră să se practică. Un om înțelept face acolo două rugăciuni, dar una dintre ele este așa. Doamne, nu-mi da bogăție. Vreau să vă întreb, când ați făcut ultima dată rugăciunea asta? Eu nu știu cum la dumneavoastră în Italia, dar la noi România e pe invers. Nu zice nimeni, Doamne, nu-mi da. Toată lumea zice, dăm. Dar știi că e mai greu. Doamne, nu-mi da bogăție, zice un înțelept în rugăciune, pentru că mă târăște după ea. Eu am spus la adunări, zic, măi, rugăciunea asta nu e mai bună, că e din Vechiul Testament. În Noul Testament ar trebui să sune cam în felul următor. Doamne, nu-mi da bogăție mie, dă-i o lui. Acum suntem altruiști, pe vremea Domnului Iisus cu har. Dar l-am surprins pe un slujitor în spatele meu într-o biserică și am zis, Doamne, nu-mi da mie bogăție, dă-i o lui. De aia zice, surprins, zice, mie nu-mi trebuie. Zic, dă-o mai departe. Dă-o așa mai departe, că se găsește un sfințișor care le ia pe toate. Dar am zis, într-altă biserică, era păstor lângă mine, zic, Doamne, nu-mi da mie bogăție, dă-i lui. Dar ăsta zice, aleluia! Adică, Doamne, cum popă, preot, păstor, sărac? Păi, dar noi vorbim de Scriptură, dar noi vrem altă mașină, vrem altă casă, vrem altă vacanță. Nu e mai bună aia pe litoralul din România, trebuie pe litoralul din coasta de Azur. Și e tot mai greu, nu? Nu simțiți că noi suntem jos la linia de plutire? Cum am fi ajuns aici? Păi foarte simplu, e o cădere treptată. Mai ales că la slujitorii Domnului există un verset care spune să fie vrăjmași ai lăcomii. Știți cum e asta?
Vreau să spun că eu sunt un om lacom. La mine lăcomia e ca ceapa. Tot dau jos câte o coajă și tot mai rămâne. Mă pocăiesc, acum văd că-s lacom, dau o coajă jos și când mă uit, bă, mâni. Iar mai dau, păi tot mâni. Și ca să devin dușman cu lăcomia, am învățat cum să fac eu ca slujitor. Și când vine colecta sau așa darurile, eu mă gândesc, domnule, dau 10 lei sau 20 de lei. Și vine diavolul la mine și zice, 10 lei, păi te duci în misiune pe banii tăi, dă numai 5. Și eu care-s dușman cu lăcomia, a, nu, îți face 10, dau 15. Imediat, eu aud unii oameni, nu frate, că trebuie să simți. Păi dumneavoastră credeți că firea pământească o să te lasă să simți, să tot dai? Dar vreau să întreb nepotul dumneatale, când te duci în țară, cât îi dai? Dacă ești îndrăgostit de o fată, te duci cu o bomboană, cu 10 cenți. Uite, ți-am adus un cadou. Ce zice ea despre tine? Da, dar la Dumnezeu nu-i problemă. Merge cu un leu. Noi trebuie să devenim dușmani de comunie. Și asta e o luptă, oameni. Eu mă lupt cu asta și trebuie să fiu un dușman împotriva ei. Doamne, ai milă de noi. Și ultima poveste cu care închei, povestea lui Saul. Povestea lui Saul este povestea unei șanse de pocăință ratate. Băiatul ăsta a greșit ca și mine, ca și dumneata. Și într-o zi profetul a venit la el și a spus, Domnul te-a lepădat. Știți ce a făcut Saul? Îți primiți o mărturisire. Dar am păcătuit. Dar Samuel, acum ieșim în fața adunării, ai grijă să nu-mi strig reputația în fața oamenilor. Dar eu mă întreb, de ce n-a ieșit Saul cu Samuel în față? Spune, tot poporul ascultați ce zice profetul Domnului, omul lui Dumnezeu. Dumnezeu mi-a transmis un mesaj și sunt lepădat. Gata. De ce n-a făcut asta? Pentru că își pierdea reputația. Oameni buni, știți ce înseamnă să ai o șansă de pocăință și să o pierzi? Însemnează să-ți păstrezi reputația. Pocăință înseamnă să-ți pierzi reputația în fața oamenilor. Și ce dacă nu mai mă cheamă nimeni niciodată? Care e problema? Eu n-am nevoie de aplauze, am nevoie de mila lui Dumnezeu. Și dacă pot să am o șansă de pocăință, mai mă pocăiesc odată. Am făcut la adunarea unde slujesc. Așa mi-a venit mie la un moment dat. Și zic, mai adăugăm slujbe la slujbele care avem. În fiecare luni seara facem o slujbă diferită. Păi ce slujbă, frate păstor? Facem o slujbă și luăm păcatele pe nume. Le luăm pe nume păcatele și nu vin la slujba asta decât cei care au păcatele respective. Și primul păcat l-am luat la pachet. Mânia, asprimea, răutatea. Și zic, luni seara, numai ăia răi, care vă enervați, care explodați, luni seara ne întâlnim și ne pocăim înaintea Domnului. Mă duc luni seara, mă uit în biserică, 17 persoane. Noi avem vreo 80 de membri. Asta e ceva, 17 persoane. 17 oameni răi, nervoși. Au venit în fața Domnului ca o carte deschisă, spun, dar o soră m-a dezamăgit. Se uită la mine, zice, păi numai noi o fi mai răi din adunare. Zic, soră, după ce ai venit? Păi dacă ai venit că ești rău, de ce te uiți la alt rău? Să te tot uiți la celălalt. Dom'le, am venit. Eu nu știu dacă se pot face slujbele astea aici, că nu vă spun eu dumneavoastră ce să faceți, da? Am fost uimit. A doua luni am luat mândria. Nu mai știu, așa, mândria odată. Deci toți cei care sunt mândri vin la biserică. După aia am luat lăcomia. Toți cei care sunt lacom vin la biserică. După aia am luat privirile la bărbați. Deci toți bărbații. Știți câți au venit la biserică, știți? Care au avut probleme cu privirile. Toți. Dar nu le-am spus subiectul dinainte. I-am adus că știu eu ce e bărbat. Și că, vreau să vă spun că eu am fost la toate întâlnirile. Da, sunt lacom, sunt rău, mă enervez, mă cer cu nevasta câteodată, mă explodez câteodată. Sunt mândru, sunt arogant câteodată, sunt fățarnic, sunt părtinitor. Câteodată îmi iau privirile razna. Și care este problema? Că eu vreau să mă pocăiesc. Și Dumnezeu să aibă milă de mine. Dar eu nu vreau să pierd o șansă de pocăință care mi-o oferă Dumnezeu. Da, vine profetul, vine Scriptura, zice, ești păcătos. Și ridic mâinile, da, vreau să mă pocăiesc, Doamne. Ăsta sunt eu.
Le-am spus și dincolo, atâta fățărnicie în rugăciune, vezi, surori, Doamne Dumnezeu, eu sunt cea mai păcătoasă din poporul tău, lasă fățărnicia asta. Spune că tu ești cea mai rea și ești în stare să-i împlânți mâinile în păr la bărbatul tău. Să-l faci să lucre și noaptea și ziua să aducă 2000 de euro în loc de una. Că ești lacumă după bani. Ați auzit vreo rugăciune de asta? Vorbiți de rău aici. Zic eu la o adunare, zic, hai să facem o hotărâre să nu mai vorbim de rău. E bine, dar o să o zice, e bine, dar nu cu chem. Nu putem. Dar nimeni nu vine spune, Doamne, oprește-mă din blestemul ăsta, că eu judec pe toată lumea. Dar ai cercul tău unde trebuie să judeci? Judecă-ți copiii tăi, nu pe alții. Ai cercul de adunare al tău, nu pe ăla din România, din Bistrița sau din Moldova, să judești tu cazurile aici. Doamne, ai milă de noi. Un singur bărbat, am auzit cu o rugăciune care m-a rămas în minte pentru totdeauna. S-a rugat așa, zice, Doamne, te rog frumos să ai milă de mine că sunt un prost. Nu știu să mă port cu nevasta mea. Dar toți bărbații de aici sunteți niște gentlemen. Noi nu avem nevoie de rugăciune din asta. Dar în cartea Proverbe zice că înțelepciunea a făcut o strigare, o chemare. Știți ce a zis? Eu nu vă zic, ziceți dumneavoastră. Că după aia să vă bateți. Că astfel de chemări nu prea sunt suportate. Zice, cine e prost să vină? Nu. Care e prost dintre bărbați și nu se poartă frumos să vină în față? Cum vedeți dumneavoastră chemarea asta? Da, da, nu poți să faci să arăți realitatea. Cum să spui tu așa ceva? O singură dată am trăit o evanghelizare în Oltenia, în care a fost păstorul și nu aveau cântăreți, dar a luat el o orgă împrumut de la Severin, împreună cu soția lui, să cânte câteva cântări înainte de predică. Și la un moment dat s-a dus să pună în priză ștecherul și nu mergea ștecherul. Și noi, cum suntem cu invenții românii peste tot, o tăiat ștecherul, o păcutură. Nevasta l-a văzut. L-a scos afară și a avut un schimb viu de cuvinte. Măi, păi orga nu e a noastră, cum ai putut să faci așa? S-au certat oarecum afară. Și a venit înăuntru păstorul și pentru prima dată, și n-am mai văzut de atunci așa ceva, un păstor a ieșit în fața adunării și a spus așa, slujba nu poate începe. Și tot. Ce eu sunt certat cu soția mea și slujba nu poate începe. Nu vă supărați, eu am nevastă și 4 copii și m-am certat cu nevasta mea, dar tot am început slujba. Dar n-am văzut niciodată o sinceritate să ieși în fața unei biserici și spun, nu putem începe slujba că m-am certat cu nevasta. Deci, dacă soția vrea să vină din bancă în față, să ne împăcăm, să cântăm o cântare, începe slujba. Dumnezeu a cercetat, a venit în față, au plâns, nu mai știu ce s-a întâmplat, dar vreau să vă spun, te băgai pe sub scaun, pe sub bănci, îți venea să plângi, îți venea să urli, să dai cu capul de pământ, pocăință. Știți de ce? Pentru că spune Biblia, pocăiți-vă și întoarceți-vă la Dumnezeu ca să vină peste voi. Oameni, vremuri de înviorare, nu vin cântăreți în România și predicat-o dacă nu vreți să vă pocăiți. Puteți să aduceți câți vreți și să vă cheltuiți toți banii. Trezirea vine și înviorarea când noi ne pocăim. Și suntem sinceri înaintea lui Dumnezeu. Da, Doamne, cheamă invitat aici să predice că vreau să mă pocăiesc. Dar dacă n-ai de gând să te pocăiești, n-are rost. În zona la noi, un păstor a botezat în apă pe vremea comuniștilor și a venit nevasta lui primar să boteze. Primarul a auzit, a fost foarte nervos, a intrat în apă în timpul botezului primarul și l-a lovit pe păstor. I-a dat o palmă peste față. Și păstorul s-a uitat la primar și a spus, dați-mi pe partea aceea. Nu i-a dat, a ieșit afară în apă, dar după un an era botez tot în acolo în apă. Știți cine s-a botezat? Prima. Și a intrat în apă și în fața tuturor s-a uitat la păstor și a spus, nu mă botezați acum, mă lăsați să fac ceva. Ce? Ce vreau să vadă toți ce fac eu. Vreau să vadă toți cum vă sărut pe obrazul care v-am pălmuit anul trecut. Oameni buni, dacă un primar a fost sincer în fața unui om și l-a sărutat pe obraz, că l-a scuipat și l-a pălmuit. Cine aș fi eu să mă apropii de Dumnezeu și de Fiul lui Iisus Hristos, mărească-se numele Lui? Și să-mi fie rușine să cad la picioarele Lui, să-i sărut picioarele ca Maria din Magdala, să înconjor tot pământul că l-am trădat și m-a lepădat de El și să-L sărut încă o dată. Să spun, Doamne, mai am o șansă la Tine. Ai milă de mine. Nu uitați, dragii mei,
viața aceasta de credință să merge pe două picioare. Promisiunile lui Dumnezeu, făgăduințele lui Dumnezeu, bogățiile lui Dumnezeu și apoi restricțiile și poruncile lui Dumnezeu. N-are rost să ai porunci și restricții dacă n-ai moștenire, că n-ai ce păzi. Ești ineficient, te vezi incapabil, ce să faci cu restricția aia? Dar sistem de alarmă și supraveghere video intervine în momentul când eu am o moștenire și o avere. Și acum vrem să păzim ce ne-a dat Dumnezeu. Vă invit la o rugăciune, dacă se poate să vă ridicați, și aș vrea să fac o rugăciune în final. Doamne, mă închin în fața Ta în seara aceasta și îți mulțumesc că m-ai îngăduit să stau înaintea Ta și înaintea fraților mei. Doamne, am vrea să vină înviorare peste noi. Am vrea să vină o trezire prin Duhul Sfânt, autentică și adevărată. Doamne, lucrarea aceasta nu vine fără pocăință. De aceea ne zmerim, ne umilim. Recunoaștem, Doamne, că suntem niște ticăloși. Avem lepe dinăuntru și pofte care ne devorează și ne lasă orbi și nu mai vedem. Avem căderi treptate și ne-am trezit după 20 de ani că nu mai avem niciun foc, că suntem înghețați. Pentru că Domnul Mamona ne-a luat mintea. Doamne, îndură-te de noi, Doamne. Dar în seara aceasta avem o șansă să ne pocăim, Doamne. Recunoaștem înaintea Ta, Doamne, greșelile noastre, păcatele noastre. Și e adevărat, Doamne, că atunci când avem păcat, suntem lipsiți de slava Ta de Dumnezeu. Doamne, să mărturisim păcatele ca să vină slava Ta printre noi. Duhul Sfânt să facă daruri în adunare, Doamne. Să primim moșteniri, făgăduințe, promisiuni și să plecăm acasă hotărâți, cu restricții, cu hotărâri, cu porunci, Doamne, ca să păzim moștenirea Ta, să nu ne mai fure diavolul. Doamne, dă-i zbândă copiilor Tăi. Și dacă este cineva căzut, ridică-l, Doamne. Dacă este cineva împometat după Tine, satură-l, Doamne. Dacă este însetat, Doamne, fă să vină din izvorul Domnului Iisus Hristos, Doamne. Îți mulțumim că ne-ai primit. Tată, în numele Domnului Iisus, amin. Vă invit să ocupați.